Peste 52.000 de copii din județul Hunedoara au trecut astăzi, 11 septembrie, pragul sălilor de clasă, multe dintre ele modernizate și dotate, oferind astfel condiții moderne și optime pentru creșterea calității actului educativ. Potrivit reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, școlile sunt pregătite pentru începerea noului an școlar. Peste 52.000 de elevi încep școala astăzi în județul Hunedoara și de la început le doresc mult succes tuturor. Le suntem alături și încercăm să le oferim tuturor servicii educaționale de calitate și fiecare copil să obțină cele mai bune rezultate posibile. Toate unitățile de învățământ sunt pregătite pentru a-și primi elevii și preșcolarii prin grija conducerilor unităților de învățământ, a întregului personal din unitățile de învățământ, dar și cu sprijinul autorităților publice și locale. Sunt create condițiile optime de pregătire și de învățare pentru toți copiii de vârstă școlară.